Vai, dar cum să-i dau eu trei aripioare? Deci ferească Dumnezeu. Deci cum să-i dau eu trei aripioare la porții? Nu, patru. Pune cinci. Patru? Trebuiau patru aripioare la porții. Sigur. Trei aripioare e prea puține, în jurul lumea. Sunt puține trei aripioare. Mai pune una. Când să mai prăjesc una? Foarte bine și-i pui și cartofi? Ce-mi place să mă duc? Să mă uit așa pe gemulețul ăla, la Coana Mița și la Marlene. Cum se iubesc așa una pe cealaltă. Doar trei sunt? A? Doar atâta trei? E porția. Nu mă lasă Coana Mița să pun mai mult. Uite, am pus și m-a boscorodit. Mă zice lui Neamărin că eu fac porțile mari. Coana Mița, iar o să zică de porție că e prea mică. Sunt prea puține, eu n-am văzut porție de trei aripioare, jur. Dar stai că ea mă punea să-i pun două aripioare. Bre, n-am cum să duc două aripioare, înțelege? Am mai pus o aripioară de la mine, deși eu sunt șefa în bucătărie. Bă, zic că-i pun și un pic de maioneză, dar draci pe ea de maioneză cu usturoi, o făcut și Coana Mița pentru hamsii. Sunt prea puține trei. Deci te rog frumos, du-te așa și... Dar nu mai ai și alalte sunt altfel, pune două altfel. Să spun două altfel, da. Sărăci, hai că ți le bag o leacă în friteoză, hai că ți le bag. Pune tu un pic de usturoi aici, hai că ți le bag în friteoză repede, hai. Nu am cu cine munci. I-am și spus, draga mea, eu am crezut că învăț ceva de la tine. Păi ce să învăț? Jumatea lui cinci. Nu se cunoască acum că unele au fost făcute la cuptor în pas dimineața făcut. Și a plecat în sfârșit Ileana cu farfurile și a venit o porție de hamsii. Și Coana Mița știa că are usturoi făcut. Și a căutat usturoi și nu l-a găsit. Unde ai musmuș de el? L-a dat tot. L-am dat tot. Da. El am dat ei să-l pună. Tă-l, eu nu mai muncesc degeaba. Hai, cu amiții, l-am dat acolo. Hai, dă-le Dumnezeu, ce-i mai atâta. Tu dă-le toate atunci. I-am dat, a avut trei porții acolo, trebuie să-i dau. Dă-i. Ce să-i dai? N-ai avut nevoie de mușdei, l-ai dat bonus. Eu nu-l mai fac. Dă, fă repede mușdeiul. Tă-l, să-l lea și mușdei. Fă repede mușdeiul. Vai, mamă. Mai bine mă duceam și mă punea Neamărin să fac trei turi de litoral decât să aud. Da, păi! Fii atentă, Marlena! Păi repede, mușdeiu! Ori te conformezi, ori îmi bag eu nu mai intru în bucătărie, Doamne ferește! Păi, dar ce să facem? Nu fac nervi aici! Păi cum, dă-le o oală, așa, dă-le o toată, dă o oală! Zic că Iuliana nu vrea să ia farfuria! Păi ce dacă tu ești bucătar aici? Bre, nu poți să-i trimit farfuria goală la om, că n-a plătit-o, măi, omule! Trei aripioare, dă-le d-acului de trei aripioare! Ai grijă! Nu mă călca pe bombeu, că eu, când îmi ies din fire, eu arunc. Eu nu mai țiu cont de nimic. Dar nu ți-a cerut mușdei! Păi da, era puțin. Ce-i de-aia cu bonus? Gata, nu te mai enerva cu anămiță, tipomană. Pe cum dracu, dacă ce, nu, tu ce nu-și cere, tu dă-aia acolo, hai, dă! Dar ți-am zis că ți-au mușdeiul. Dar nu m-am gândit că le-ai tot! L-a pus tot, Iuliana. Gata, nu te mai enerva să-l faci repede, lasă! Să facem, de gură, ce vrei acum să facem? Dar în Dumnezeu, dacă fii atentă, dacă încă o dată mai dai aiurea, nu-ți mai eu dau. Le zvârnu de le calcă nevoia. Gata, nu-ți mai dau aiurea, lasă că îmi fac eu, nu-ți mai dau aiurea, gata. Gata, n-ai decât să-ți faci. Îmi fac eu, gata. Toată noaptea m-a țipat cu usturoiul ăla. Și eu sunt sigură că foarte mulți acum o să-mi dea dreptate. Că te duci la restaurant și ești tratat de 2 lei. Adică, mă, dă-l încul, lasă-l, mă, să mănânce bine că l-am furat de bani. Nu e așa. Lăsând gluma la o parte, vă spun un singur lucru. Noi nu o să câștigăm niciodată în stilul ăsta. Asta de asta, noi nu o să câștigăm niciodată aia 2000 de euro. Dar eu sunt sigură că nu o să câștigăm. Vasilica nu o să câștige, că dacă îi dă la neamă, eu o să țin cât mă țin. N-am zis, mă, cincior, 4, 20. Vezi că Nicoleta nu s-a dus la testimoniale că avea client sus. Nicoleta sigur ia banii, înțeați. Deci, lasă să ia, mai faci o escapadă de la schi cu oia mii și gata. Frumos ar fi din partea Nicoletei să mulțumească în fiecare seară că o las pe ea să muncească mai mult și îi cresc șansele la premiu. 2000 de euro. Eu zic să bem ceva, să ne revenim. Eu zic să facem altceva, să facem pagubă de 2000 de euro, să bem de 2000 de euro. Și treci la Neamărin. Trebuie să mai pierd aici. Dă-ne să bem ceva și treci la Neamărin. Nu plătește la... Tu ai dreptate, ai spus că zgârie masa când ia bani. Bă, vrem să nu vrem. Păi, dar nu whisky de ăsta, mă, că sunt și scumpii și al dracu. Păi, da, plătește la mine. Nu plătește la mine, băi, tot la mine vine. Și gheață. Ori pierdem, ori nu pierdem. Eu când aud trupăiturile astea, zic că vin el așa în tot. Vreau și o pix, auzi, la aia cu hamsi, cine-mi bate și mie? Da, și whisky. La aia cu hamsi mai trebuie încă trei, deci sunt cinci hamsi. Vezi, mă, cum vrea 2000.
eu luam comenzi, aduceam băutura, aduceam mâncarea. Când era liniște, pac, mă mai duceam jos, mai luam un scaun, îl aduceam sus. Iar încă un scaun, iar îl aduceam sus. Dacă Nicoleta consideră că trebuie să fie sclava Izaura, du-te! Mie-mi place să mai și muncesc, mai am și o pauză. Mă rog, fac mai multe pauze ca să-mi vină cheful de viață, știi? Fetele, mai sunt hamsi? Că mai avem încă 3 porții la masa cu 2. Da. Facem, facem. Facem. Pot să duc 2 care stai să facă usturoi? Stai că n-am usturoi, că uite, nu, pentru usturoi fac scandal. Pentru usturoi mă țăpă, că i-l-am dat lui Iuliana, că ea nu l-a vrut. L-ai dat cu castron cu tot. Cu castron? Nu, castronul, ce-a făcut Iuliana cu castronul? Uite-l aici, uite, uite mai ai mușdei, uite mai ai mușdei, uleacă. Să le dai la ospătar să-și puie ei atunci ce vrea. Dă-mi bucătărie, noi ieșim afară. Deci, ca ospătar, dacă tu nu ești mulțumit cum arată farfuria, ai obligația să o refuzi. De ce? Tu te duci în fața clientului. Clientul ție strântește farfuria în asta. Coanamița nu știe asta. Pentru că ea e la pensiune. Aici e restaurant. Tu ești în bucătărie, tu nu vezi clientul. Ea asta trebuie să înțeleagă. Ospătarul. Păi ospătarul își cere câte nu-și cere. Dar bucătarul ești stăpânul ospătarului. Păi tău, dacă ospătarul nu vrea să plece cu mâncarea și nu-mi stă mâncarea... Doamne, cum să stea mâncarea? Păi, dar auzi, păi dacă ospătarul își cere în loc de 200, 400, îi dai? Păi nu, dar ospătarul vede fața clientului. Lasă-l, și... tu ești stăpân aici. Unde s-au dus, mă, fetele, că sărăcește mâncarea? Mai vine cineva aici? Da, da. Mai așteptăm pe cineva. Da, da, pot să pun asta, da, nu? Da, e greu, bă, nene, să lucrezi așa. Chiar că e greu. Mă jur că e greu. Ne trebuie un meniu întâi. Avem așa, hamsi, nu știu ce o să mai rămână, hamsi, coaste de porc. Nu mâncare. Nu? Vrei să beți? Păi da, vin și o nene cu berea. Băi, trebuie să pui niște apă cu întuneric. Noroc, vecine. Nu vă grăbiți, că pe ăla îl întreabă mult. Da, vă rog. Au așteptat să le iei comanda și nu te-ai dus și a trebuit să mă ocup eu de oameni. Cărmi. Sus! Ei, Nicoleta ne ceartă pe noi când ne mai prinde așa în pauză, să pară și interesantă, la modul că vedeți că eu muncesc și voi stați la pauză și nu mi se pare normal. Adică să atragă atenția că ea muncește și noi stăm, în caz că lumea din jur nu s-a prins deja. Nicoleta? Ce? Împarți cu noi dacă câștigi? Nu câștig, mă, nene. Nici dau la unii amărezi, nu dau la voi. Voi aveți bani, sunteți milionari. Un prieten bun. Păi eu nu știu cu schiurile. Da? N-am clăpari. Păi dar cum? Pe munca mea să-ți dau și o ție? De ce să-ți dau și o ție? Și până la urmă sunt 2000 de euro în joc. Pune mâna și muncește, tu te fă aia. Deci ai un moment liber, nu-l folosi pentru tine. Folosește-l pentru banii ăștia și să-i mulțumești pe clienți și pentru afacerea lui Neamărin, că până la urmă de asta am venit aici. Nu să stăm, avem timp destul să stăm.